Caz revoltător la Vaslui. Un polițist a fost bătut după ce a cerut unui bărbat să respecte normele sanitare în incinta pieței centrale. Agentul i-a spus individului să-și pună masca de protecție, motiv pentru care acesta s-a înfuriat, iar polițistul s-a trezit sub o ploaie de pumni. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din piața centrală din Vaslui se poate vedea cum individul intră în centrul comercial, unde agentul de poliție îi atrage acestuia atenția că nu purta mască. Bărbatul nu-l bagă în seamă pe agent și se îndreaptă către ieșire. La câteva momente după decide să se întoarcă totuși din drum și îl lovește pe polițist cu palma peste ceafă. Agresorul dă semne că ar vrea să părăsească piața, însă se întoarce din nou, dar de data aceasta se năpustește cu o ploaie de pumne asupra polițistului care încearcă din răsputeri să opună rezistență. Atât angajații cât și clienții pieței centrale asistă neputincioși la întreaga scenă. După ce l-a bătut pe agentul de poliție, individul a părăsit centrul comercial. Victima a pus mâna pe telefon și a alertat autoritățile cu privire la cele întâmplate. Polițistul a depus o plângere pentru ultraj. Anchetatorii au reușit să-l identifice pe atacator, iar pe numele acestuia procurorii au emis un mandat de reținere pentru 24 de ore, dacă va fi găsit găsit vinovat, agresorul riscă să ajungă după gratii.